Nu te mai enerva așa. Că acum vine Melkul și nu vrei să te găsească supărat și sub de vlagă așa. Da. Bun. Intri frumos, da? Da. O burtă, știi că eu mai fost. Tu știu bine cum să te uiți la juriu. Bam, bam, bam. Așa. Intri. Prima oară ce faci? Te pui pe... Ai că intri pe burtă, nu? Hai să aici, hai să aici. Hai. Unde mă burtă? Așa. Unde trăiești tu ca Melkul? Așa, hai, hai, hai. Așa tot. Deci pot să mai stau pe scaunul ăsta la orice, la ultimul număr, dar dacă este ceva plictisitor, îmi... definitiv. Deci... Dacă e rău, vrei să ieșim? Da, eu nu mai stau. Nu mai pot. Nu, deci nu mai stau nici măcar dacă este o chestie așa. Nu, nu mai pot. Nu mai pot. Nu mai pot, frate. Așa! Nu, nu, stai. Cu privirea la jurați. Te uiți la jurați tot timpul, da? Te uiți puțin la jurați, mai faci câțiva pași, hați, mergi, iar te-ți la jurați, înțeles? Asta e mișcarea. Asta e mișcarea, tata. Așa, bravo, hai sus acum, hai sus. Bravo. Hai sus acum. Cușca, adică căsuța ta mereu cu tine, da? Da. Nu lași, nu-i de drum. Gata, da? Boss, gata, nu-i de drum. Băi, cine vine, mă, acum? Băi, a fost... Bă, nu spune. Stați-mă așa, 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 stați-mă așa,
Michael Popender. Bă, oare România au perversiuni cu Melci sau doar voi? Da, adică voi, producători emisiunii, voi, deci voi n-ați blocat ușa, nu? I-ați dat omului o frunză dacă tot a venit pe aici să mulfăie. Și te suie pe copaci și halește la gândaci! Eu mă uit la el și știi ce văd? Moarte. Eu l-am învățat, eu l-am învățat așa. Eram sigur. Deci Coco e antrenor de Melci. Și când ajunge în partea ilaltă, ne mulțumește pentru atenție. Nu. Că împușc pe cineva. Deci dacă ăsta este numărul... Da, filmați cu Macaraua, vă rog. Vreau să aveți Melcut în toate pozițiile. Bomba atomică-i deasupra capului. Duceți-vă voi, mă. Deci de aici am tras concluzia că Melcul pământ. Gata, frate, știu, nu mai trebuie nimic în viața asta. Ce nu te bucuri de Melc? De apă caldă, gazonul, deci nu de Melci pe terenul de fotbal, că o să vă iasă găuri. Minunat ați. Ce ar putea să mai facă Melcul ăla? Bendeac, ce poate să mai facă Melcul ăsta în momentul de față? Să se oprească și să facă un moment de stand-up genial. În spatele acelei măști să fie saite. Dar se pare un Melc, adică Melcul ăsta nu prea... Nu are... N-are mucus, n-are salivă, e, nu alunică. Uite, se chinuie. Nu, cred că e un Melc uscat. Tu știi ce greu e să traversezi o scenă? Așa, fără să ai mucus? Că el nu aluneca. Înțelegi? El nu era un Melc adevărat. Trezește-te! El era un om în costum de Melc. Crezi că e ușor? În sfârșit avem o privire de ansamblu asupra ai umor. Ce cu alea acolo? Să votăm, mă, ești nebun la cap? Ia uite, eu trimit acest Melc la vot, mă. Luați și votați, vreau să-l văd în finală. Jur! Tot a fost o zi specială, ca să zic așa. Eu când am văzut Melcul pe scenă intrând, s-a târât într-o parte în alta, am zis, așa ceva nu se poate, frate. Deci dacă omul ăsta s-a reîntors în costumul de Melc doar ca să traverseze scena, bă, el trebuie să ajungă la vot. Bă, unde-i Melcul? Deci dacă îi pui lui Bendeac niște de-alea, e... Da. Scoate-ți, te rog, haioșenia de pe cap. Bă... Era foarte dor de tine. Deci și Melcu te vrea. Știu că și tu mă visezi noaptea și de asta am venit. Deci Bendeac își va tatua așa pe umărul Melc, așa. Hai, mă, Delia. Ai. Îmi datorezi un punct, votează acolo. Dar nu votez eu, mă. Bă, mi s-a spus în casă că tu vii din Anglia, Melcule. Da. Pentru tine. Bă, să mor tu, că te-ai urcat în avion din Anglia. Ai aterizat, te-ai cazat, ai venit. Da. Ai pus capul de Melc, haios. Da. Ai pus o melodie și te-ai târât în scenă? Da. Și acum pleci înapoi. Nu mai merg înapoi. Nu mai mergi? A, în Anglia? Da. Da, mâine plec. Am venit mai mult pentru tine. Băi, sunt bani aruncați pe Melc. Cel mai scump Melc din istoria Melcilor. Mă, omul ăsta și aduce costumul de Melc din Anglia sau îl închiriază pentru câteva zile când vine la umor? Deci trebuie să... Care e misterul Melcului? Deci Melcu investește în imaginea lui, că nu înțeleg. Și? Cu ce gânduri pe la noi? Ce tip de dâră ai lăsat în sufletele noastre? Doar am trecut așa, eram în trecere, nu. A fost extraordinar, deci jur că nu mulți au reușit să facă ce ai făcut în seara asta. Mi se pare incredibil că cineva își pierde timpul să facă asta. Bani, timp, investiți într-o imagine perfectă de Melc. Este Melcul internațional, deci. Melcul în migrație, Melcul cu avionul, Melcul în lumina reflectoarelor.
Stai, nu-ți pune mâna în cap, stai puțin. De ce, mai ai? Nu, mi-i pun eu. Eu cred că eu. Din tot sufletul meu am dat acest vot. Ce dracu de vot ai dat? Votul care trebuie. Băi, de ce eu te vreau în finală? Să votați Melcu! Dacă tu e premiul, eu o să fiu cel mai fericit om de pe pământ. Simplu și la obiect. Doamne, Iisuse, a fost cel mai bun număr din ziua de azi. Extraordinar. Și executat impecabil. Melcul a fost minunat. Mie mi-a plăcut foarte mult. Acest moment a fost ieșit din comun. N-am mai văzut așa ceva la umor. E pentru prima oară când efectiv am avut piele de găină. Piele de găină. Nu? Cum era? Piele de găină? Piele de găină. Piele de melc. Bun. Trecând peste acest număr fantastic de umor, Melcul la București pentru a doua oară, aplauze, vă rog. Trebuie să spunem că ăsta e un test nenorocit. Și vrem să vedem ce se întâmplă cu acest melc. Deci vrem să știm dacă acest melc intră în finală. Embrace! Dă-ți-ne! Trage-l de coarne, ia-l în brațe. Poți să-l lasă în seapă? Dă-i melcului apă. Ai venit din Anglia? Da. Pe cuvânt? Pentru tine. Pentru mine? Îți mulțumesc. Melcul în finală? Orice și va câștiga. Gen ce? Că te râsată, dar puteți să mănânce? Nu, eu aș merge mai degrabă pe ceva mai minimalist. Mai de... Să intre, să stea, să iasă. Fără nimic, fără muzică, fără nimic. Extraordinar. A fost foarte amuzant, nu? Ce simt eu, cred că contează cel mai mult. Să fie amuzant, nu? Nu, nu mai mult să te văd pe tine. Pe bune? Da. M-am bucurat foarte tare. Melc a devenit un personaj, Melcul ăsta, nu? Deci este... Nu vreți să schimbați voi sigla de la Iumor, să puneți Melcul ăsta albastru? Hai să facem asta, adică. Pentru câteva secunde. Să muncească un băiat o noapte întreagă, să schimbe sigla Iumor într-un Melc care face ceva. Puțină imaginație, totuși. Stăm pe scaunul ăsta și vorbim despre un nene îmbrăcat, deghizat în melc. El e mascota noastră, bă! Mulțumesc frumos! Ai, mă, că s-a întors Melcul, mă! Melc, melc, odo, melc! Votați Melcul! Votați Melcul, dacă uite acolo aia, la camera aia. Melc, melc, codobelc, scoate coarne București și votați voi Melcul să ajungă în finală.